Prin dispoziția numărul 40 din 9 februarie 2023, Consiliul Județean Mehedinți a fost convocat la ședință extraordinară astăzi, 9 februarie 2023, ora 11, ordinea de zi, primul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre numărul 23/2023 privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2023. Prin acest proiect de hotărâre, Consiliul Județean Mehedinți alocă primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin un sprijin financiar în valoare de 2 milioane de lei din fondul de rezervă pentru asigurarea continuității furnizării agentului termic. Supun votului dumneavoastră proiectul de rectificare a bugetului. Cine este pentru? Consiliul Județean Mehedinți a fost mereu alături de cetățeni, iar de această dată a venit în sprijinul locuitorilor municipiului Drobeta Turnu Severin, prin alocarea sumei de 2 milioane de lei pentru a susține furnizarea agentului termic pentru locuințele, unitățile de învățământ, instituțiile publice din municipiu, în condițiile în care consumul a crescut din cauza temperaturilor scăzute. Astăzi am convocat colegii consilieri județeni într-o ședință extraordinară a Consiliului Județean Mehedinți pentru a rectifica bugetul județului, în așa fel încât din fondul de rezervă să alocăm municipiului Drobeta Turnu Severin suma de 2 milioane de lei necesară în această perioadă pentru a se asigura continuitatea furnizării agentului termic în municipiul nostru, în condițiile în care temperaturile sunt scăzute de câteva zile și vor continua în acest ritm și consumul este mai mare decât de obicei, iar primăria avea nevoie de alocarea acestei sume de la Consiliu. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a venit mereu în sprijinul cetățenilor ori de câte ori a fost nevoie și a transformat județul Mehedinți într-o frumoasă carte de vizită a Olteniei, cu străzi asfaltate, iar în prezent se execută lucrări de reabilitare și modernizare la mai multe unități medicale de pe raza județului pentru a le asigura mehedințenilor cele mai bune condiții de tratament.